Cetatea Gamum este un sit arheologic situat în partea de est a județului Tulcea, pe teritoriul comunei Jurilovca, în locul numit Capul Doloșman, localizat la contactul dintre podișul Baba Deacului și limanul Razim, care în antichitate era un golf deschis al Mării Negre, golful Argamon. Numele cetății provine din latină, în limba greacă antică, Orgame, în sursele bizantine Argamon, iar în sursele genoveze Orgame. Cetatea a fost localizată pentru prima dată de arheologul Vasile Pârvan în anul 1916. A fost întemeiată de coloniștii greci veniți din Asia Mică către mijlocul secolului al VII-lea, înaintea erei noastre, și stabiliți atunci pe malul Mării Negre, azi malul limanului Razim. În secolul I după Hristos, cetatea a intrat sub stăpânirea romană, denumită de atunci încolo Argamum, și fiind port de escală al navigatorilor pe ruta Bizanț-Tiras. Timp de 5 veacuri, cetatea a continuat să prospere și să se dezvolte. Situl arheologic se întinde pe circa 100 de hectare. Se poate identifica prin prezența unor ruine și a câtorva elemente arhitectonice: o poartă, zidul de apărare, câteva străzi, bazilici paleocreștine și valuri de pământ. Eu sunt Adelina Cioi și te invit să-ți cunoști istoria prin proiectul Dobrogea 143, de la grecii din Milet la generația Millennials.